Meu ragata play! Cum altfel să începe anul nou dacă nu printr-un vlog? Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Aș vrea pentru început să vă urez tuturor un an fericit alături de cei dragi, prieteni, familie, iubit, iubită și așa mai departe. Sper că v-ați simțit bine în această perioadă a anului, în special de Crăciun și de Revelion și de asemenea sper că nu ați întrecut măsura cu caloriile, acumulând astfel grăsime nedorită în exces. Dar chiar și dacă ați făcut acest lucru, nu-i nimic, este foarte ușor de ajustat acest lucru. Și ca să fiu sincer, și eu m-am îngrășat puțin, dar nu-i nimic, mai ales ținând cont de faptul că sunt în perioada de îngrășare. Într-adevăr, îmi va fi puțin mai greu când voi vrea să slăbesc, dar cu siguranță nu va fi o problemă majoră. Este 2 ianuarie, momentul în care filmez acest videoclip. Nu știu exact cât de repede voi reuși și să-l postez, dar voi încerca să-l editez cât mai repede și să-l postez. Având în vedere că astăzi este o zi liberă, eu și prietena mea vom merge la spa să ne relaxăm puțin. Cel mai probabil eu și prietena mea vom face și un antrenament scurt unde vom merge, deoarece hotelul dispune și de o sală mică de sport. Vom vedea cum vom sta cu cheful. Dar între timp mă pregătesc să servesc prima masă, este aproape ora 2 și voi mânca paste cu legume, piept de pui, cașcaval și sos de roșie. Iar cina cel mai probabil o vom servi la niște prieteni acasă. Atât pentru azi, doar 2 mese, ținând cont de faptul că mai mult voi fi plecat decât acasă. Până atunci, haideți să vedem împreună prima masă a zilei. Și așa arată și rezultatul final. 150 de grame de paste, 170 de grame de piept de pui, 50 de grame de cașcaval, 140 de grame de sos de roșii, 200 de grame de legume mexicane și 100 de grame de fasole verde. Exact cum ziceam, ne îndreptăm spre spa. O vreme nu foarte plăcută pentru început de an, deoarece plouă aici în Oradea.
așa a trecut și a doua zi din 2018 pentru mine. După cum ați putut vedea, prima masă a fost servită la ora 2, țin intermittent fasting în continuare și exact cum ziceam și în celelalte videoclipuri ale mele, prima masă o servesc între orele 12 și 2, iar ultima masă între orele 8 și 10. După ce am servit și prima masă, eu și prietena mea am fost la hotel Ramada, la spa, să ne relaxăm puțin, am făcut saună, am fost la jacuzzi și după cum ați putut vedea, am făcut și un scurt antrenament, dar sincer să fiu, nu vă considera acest antrenament ca fiind primul meu antrenament din 2018, ținând cont de faptul că sala respectivă nu a dispus de aparatura necesară pentru a duce la bun sfârșit un antrenament complet. Iar la sfârșitul zilei, după ce am plecat de la Ramada, am fost la niște prieteni de familie unde am luat cina. Am mâncat alipioare picante cu susan, ceapă și orez alb, o rețetă provenită din Coreea. Iar pe lângă asta, ca să începem anul nou în forță, am continuat cu niște snacks-uri și anume sărățele, alune și două sticle de cidru. Dar nu-i nimic, deoarece în viitorul apropiat intenționez să intru din nou în perioada de definire și să slăbesc din nou câteva kilograme, ținând cont de faptul că m-am îngrășat din nou mai mult decât aș fi vrut. Și cam atât pentru azi. Dacă ți-a plăcut acest vlog, nu uita să-mi dai un like. Iar dacă vrei să mai vezi astfel de videoclipuri, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. În viitor intenționez să mai fac și astfel de vloguri, videoclipuri despre sală, antrenamente, alimentația unei zile și altele. Dacă aveți vreo sugestie, lăsați-mi jos în secțiunea de comentarii și poate voi face un videoclip cu sugestia voastră. Sper să reușesc să editez cât mai curând acest vlog și să-l postez cât mai repede, ținând cont de faptul că în perioada următoare voi fi puțin cam ocupat. Dar până data viitoare, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit până în acest moment și vă urez spor la antrenamente!